Mihaela, se apropie Jocurile Olimpice. Cum merge pregătirea? În ce stadiu ești al pregătirii? Sunt aproape 100%, încă mai am puțin de muncă, mai sunt câteva luni și sunt destul de pregătită. Se simt emoțiile că se apropie Jocurile Olimpice? Încă nu simt emoțiile, o să le simt când o să fie chiar foarte aproape și încerc să rămân focusată, de-aia cred că nici nu vreau să mă gândesc spre emoții. Că... E greu să te duci la Jocurile Olimpice din postura de cea mai bună halterofilă europeană anul, adică e o presiune în plus pe tine? Nu, nu sunt o presiune în plus. Într-adevăr, de fapt, cred că da, este o mică presiune, pentru că oamenii au așteptări să nu dezamăgesc și atunci trebuie să dau tot ce pot pentru a nu dezamăgi pe nimeni. Care e obiectivul tău la Jocurile Olimpice? Să mă întorc cu o medalie olimpică, cu orice preț. Te-ai gândit cum o să sărbătorești dacă o să iei o medalie olimpică? Nu m-am gândit cum o să sărbătorești, dar cu siguranță o să-mi iau o mică vacanță de relaxare, pentru că o să am nevoie, cu siguranță. Cum ai ajuns la haltere? De ce ai ales halterele? Am mai zis, nu, eu am ales haltele, haltele m-au ales pe mine. Am fost selectată de la școală și prin antrenorii de la CSM Onești am ajuns la haltere. Ce vârstă aveai când te-ai dus la haltere? 9 ani. E adevărat că tu ai crescut să ajungi la gimnastică? Am făcut doar sportul de la școală și acolo făceam dimineața sportul de la școală și seara făceam haltere. Și a fost, eu știu, dragostea la prima vedere sau ți-a plăcut din prima? Păi mi-a plăcut din prima după un an, pentru că în primul an nu am intrat în sala de haltere, nu am știut că fac haltere în primul rând, pentru că eram antrenorii noștri, ne băgau pe pregătire fizică și atunci alergam cu gimnastele, ne puneam să facem tot felul de chestii și abia după un an de zile ne-a băgat în sala de haltere și mi-a plăcut. Ți-ai dorit vreodată să devii gimnastă când erai mică? Da, mi-a plăcut să devin gimnastă, adică credeam că fac gimnastică la început, făcând sportul. Aveai mobilitate, aveai... Adică te simțeai un gimnast în sine? Da, aveam mobilitate și mi-a și plăcut. Ideea e că pe noi ne punea, fiind sport, ca să ne luăm note, ne punea să facem cam ce făceau și gimnastele. Și atunci ne-i băga și ne pe acolo. Ai tăi ce au zis când ai aflat și tu, au aflat și ei că faci haltere? Ai mei n-au zis nimic, m-au susținut. În prima fază eu m-am dus la ei cu acel bilet pe care l-am primit. Ei au spus să încercăm. Am încercat după... Ce am insistat eu după, eu voiam acasă, pentru că m-am speriat puțin la început, erau fetele mult mai mari decât mine și părinții au insistat să rămân și le mulțumesc pe această cale. Că... Ai 6 medalii de aur la campionatele europene de senioare, ce ai simțit când ai luat primul aur? O emoție foarte mare, m-am fost foarte bucuroasă pentru că am mai avut un campionat european de seniori înainte, unde am concurat la primul meu campionat, unde am luat locul 3 și locul 2, iar atunci... și antrenorii sperau ca eu să ies campioană și n-a fost să fie chiar așa, fiind și primul. Și al doilea m-am dus mult mai ambițioasă și am fost foarte fericită că am reușit să-l câștig. Ce simți când îți cântă imnul? Toată lumea a văzut lacrimile tale, dar ce simți tu în interiorul tău? Chiar îți vine să plângi în hohote? Dacă... Da, simți o bucurie, emoție, o slăbiciune, practic, pentru că toată munca din spate, greutățile, ele nu se văd, adică se vede doar succesul și atunci prin ceea ce tragi în spate, fie frici, fie limite, să încerci să te autodepășești de fiecare dată, în acea competiție îți dai seama că ai reușit. Câtă muncă e în spatele unei medalii de aur? Foarte multă muncă, e al naibii de greu. Într-un an, cât ai liber, o lună? Nu există. Nu. Poate doar duminica, da, cu toate așa adunate. În rest, nu. Ce e mai important, recordul sau aurul într-o competiție? Pentru mine, ambele. În primul rând, recordul, pentru că poate să fie recordul tău personal, să te autodepășești. Și cu pași mărunți, cred că după aia, bineînțeles, medalia. Ce ai simțit când ai aflat că ai primit titlul de halterofilă european anului 2023? Am fost șocată, nu mă așteptam, sincer, pentru că au mai fost aceste evenimente în care nu am fost implicată sau menționată vreodată și m-a luat prin surprindere, m-a anunțat domnul Alex Pădure fix în competiție după ce am terminat. M-a fost o bucurie imens. S-au tăiat picioarele, cum se zice? Sau... Nu chiar, pentru că încă eram în șoc de la concurs, încă eram în adrenalină, dar m-am bucurat foarte mult. Care titlul ți-e cel mai drag? Din toate titlurile tale. Acesta de la Sofia, campionatul european de senior. Mai loc de medalii acasă sau le ții într-un loc special sau cum faci? Că ai o salbă întreagă. Le am puse peste toate, e camera plină. Și da, mai este loc, de ce nu? Cât de greu este să menții în greutate? Este foarte greu, pentru că trebuie să mă mențin cu 1,2 kg peste categorie și pun destul de greu, pentru că am arderile puternice. Și atunci mi-este foarte greu că trebuie să stau non-stop să mănânc și cum îmi place mie foarte mult să mănânc, e greu. Tu trebuie să te îngrași, practic, nu trebuie să slăbești. Da, trebuie să mă mențin. Să te mențin. Da. Deci revenirea la categorie e foarte ușoară pentru tine. Da, foarte.
Și să zicem că ești, ai un bufet de dimineața, ce nu lipsește din farfurie? Ce îți place cel mai mult să mănânci dimineața? Ou, îmi place să mănânc foarte mult și ovăzul, îmi place. Știi să gătești? Nu. Nu. Cartofi prăjiți, ouă, astea, da, da, mai mult. Încă n-am încercat. Am văzut că ai tatuaje frumoase, multe. De când a început pasiunea pentru tatuaje? Mi-au plăcut tatuajele încă de când eram mai micuță și prin acest sport am început prima dată, primul meu tatuaj a fost Cercurile Olimpice. Și am zis să mai fac câteva, bineînțeles că dor destul de tare și acum am oprit momentan. Dar îmi place să am tatuaje. Doare mai tare să tatuiezi sau să ridici 150 de kilograme la scot? Ambele, dar cred că mai am mult să ridici decât să te tatuezi. Cel cu Jocul Olimpice, la ce vârstă l-ai făcut? Că practic e visul tău, înseamnă că asta visai. L-am făcut în 2018, înainte sau după Olimpiada din 2018. De tineret? Da, de la cred Buenos că Aires. După. Da. Deci ai avut visul olimpic de când... Da, care? Și acum aș vrea să-l continui, da, după ce termin Paris. După ce e o medalie, ce vrei să-ți faci acolo? Să-mi trec Olimpiada din Buenos Aires și Paris 2024. Și bineînțeles, să-mi tatuez și medalia dacă o voi întoarce acasă. Și mai lași loc pentru următoarele, pentru că mai vin niște jocuri olimpice. Fac toată mâna. Câte tatuaje în total? Vreau 11, 12, cred că așa. Wow. Ai răbdare să stai? Am văzut că ai unul mare pe spate. Cât a durat ăla să-l faci? Vreo 3 ore jumătate. Ăla a fost cel mai dureros dintre toate. Da. Nu mai vreau pe spate. Tu alegi modelul? Da, vin cu el direct sau cauți la tatuator? Nu, vin cu el direct, da. Ai și o pasiune pentru piercing? Da, îmi plac și piercing. De când? A început înainte de tatuaje? Sau? Înainte de tatuaje, da, de când eram mai micuță, de pe la 16 ani, cam așa. Doar că m-am oprit pentru că na, nu trebuie să, nici să exagerez după aia. Că, dar așa, un pic de doare? Toate. Doar e mai mult tatuajul decât piercing. Da? Cât îți ia să te machiezi? În jur de 20 minute, jumătate de oră. Chiar și o oră uneori, dar asta când am eu chef să mă machiez ca lumea. Se face concurs de mis la haltere? Dacă se face, se face. Se face. Că ai câștigat tot timpul, mă gândesc. Asta... Nu se face, dar cu siguranță cred că aș câștiga. Te simți altfel când ești machiată pe podium? Da, mă simt foarte bine, chiar și la antrenament, mai ales în zile de tehnică. Sau mă simt eu mult mai bine în pielea mea când vin fresh, machiată, aranjată și parcă altfel ridic. Dacă nu ești machiată, parcă nu ești tu, da, nu? Da, exact, n-ai parcă tot... nu am starea de a ridica. Ai multe machiaje acasă? N-am exagerat de multe, dar am destul. Nu ți-a propus nimeni să fii fotomodel? Mi-a plăcut, adică mi-ar place, sincer. Și nu ți-a propus nimeni? Nu. Nu au... Nu, nu.